dar întâmpinăm întâmpinăm o reală problemă în România, pentru că nu sunt foarte multe femei care își doresc să candideze și care își doresc să intre în politică. În urma discuției de astăzi mai am câteva argumente și să încerc să le explic femeilor cum abilitățile pe care le au le pot fi de folos în, în activitatea politică și pentru sfârșitul anului 2023 ne dorim în momentul în care atragem linie să într-adevăr să fim foarte aproape de acest procent 50-50 între partide și lucrăm la asta. Și mulțumim Silvia pentru tot. Dați-mi voi să spun și eu câteva cuvinte în numele bărbaților. Aflați în imunitate astăzi aici, contracuvinte. Aș vrea să vă mulțumesc și chiar ne bucurăm foarte mult că are loc un astfel de eveniment aici la noi, în sediul Partidului Verde. Mulțumim cu atât Silvia Dumitrache. Este un partener extraordinar pentru noi și un om care ne monitorizează cu foarte multă atenție din perspectiva parității de gen. Noi avem un birou permanent național format din 31 de persoane, aproximativ 40% fiind femei. Însă avem această țintă a parității de gen statuată în programul politic și în statutul partidului și vrem să atingem această țintă nu doar pentru că o avem precizată în statut, ci pentru că este o chestiune de credință politică. Cu siguranță observăm cu toții că în această perioadă în care există foarte multe crize legate de energie, crize de securitate, poate că problema asta a democrației, a regenerării democrației trece într-un plan secund. La fel ca și bătălia justă pe care dumneavoastră o duceți legată de paritatea de gen. Nu trebuie să lăsăm să se întâmple asta. Trebuie să unim toate vocile și toate energiile care luptă pentru apărarea democrației și pentru paritatea de gen. Eu personal cred foarte mult în rolul femeii în politică. În toate pozițiile publice pe care le-am avut, am susținut și am promovat femei. Și facem un parteneriat excelent și cu Lavinia Cosma și sper să-l ducem la bun sfârșit și în 2024 să avem o listă paritară pentru toate tipurile de alegeri în România și pentru Parlamentul European și sperăm să avem și aleși cel puțin paritar bărbați, femei și aleși. Aveți în continuare voi toate organizațiile care luptați pentru paritate de gen, o misiune dificilă. Iată și în România avem astăzi un ministru, da? Un singur ministru femeie. Avem în Parlament 18,6% femei, foarte puțin. Există pe agenda Parlamentului această lege privind cotele de gen. Ar trebui să ajungem cel puțin, potrivit proiectului de lege, la 33% bărbați, 33% femei. Nu este ținta pe care s-o îmbrățișăm total, ne dorim 50-50, dar oricum este un pas înainte față de această realitate de circa 19% în Parlament. Actual reality was 19% women in the parliament.
Încă o dată felicitări, mulțumiri și să mergem împreună pe drumul ăsta. E singurul drum corect. Mulțumim și noi. Eu pun această întrebare peste tot pentru că, într-un fel, încercăm și noi să dăm argumente celor care doresc să progreseze în zona aceasta legislativă. Care credeți că ar putea fi schimbările la nivelul partidelor politice actuale? Cum am putea convinge mai multe partide să adopte un statut similar? Pentru că, așa cum sunt lucrurile acum, au mai fost perioade în trecut în care legea a trecut de o cameră și a fost respinsă în a doua cameră. Am vrea să fim optimiști, dar din păcate trecutul ne arată că va fi foarte greu ca puterea să fie cedată de la sine și e o lege foarte bună aceasta și atunci când spunem 30% cel puțin, trebuie să ne gândim că acest lucru poate să conducă și la procente de 60% femei, da? Și sistemul ZIP, de care și povesteam, e un sistem foarte bun pentru că nu permite mai mult de 2 persoane consecutive de același sex pe liste. Noi am susținut mereu această... Însă ne-am întâlnit cu foarte multe femei și din alte partide și e aceeași dezamăgire generală în care ne dăm seama că, structural vorbind, cel puțin... Nu știm ce miracole ar trebui să se întâmple ca să vedem că legea aceasta va fi votată și aplicată și oricum se aplică doar la nivel de parlament, nu și la alegerile locale. Deci, cum să ne pregătim pentru un 2024 în care jocurile vor fi la fel ca și în alegerile trecute? Adică aceasta e una dintre barierele cele mai mari pe care le vedem. Pentru că încurajăm femeile să candideze, încurajăm femeile să fie mai multe pe liste, știind în același timp că regulile jocului intern în partid vor fi aceleași. Orice idee care ar ajuta să trecem de această barieră într-un fel împreună, ar fi extrem de încântat să o ducem mai departe. Deci, când vă vin idei, cum putem să producem schimbarea, chiar ne-am dorit să vedem o strategie comună de lucru, pentru că altfel e o misiune aproape descurajantă. Gândim astfel de lucruri, pornind, cred eu, de la o idee foarte importantă, dar nu știu dacă vom reuși până în 2024 să facem o masă critică de schimbare pentru acest lucru, și anume legată de acest prag electoral inhibitor de democrație. 5% pentru toate tipurile de alegeri în România este un prag inhibitor de democrație și asta afectează inclusiv dezbaterea legată de paritatea de gen. Adică sunt 20 de țări în Europa, în Uniunea Europeană, care au prag natural. România a rămas la coada Europei, alături de alte câteva state, cu acest prag foarte, foarte sus, în condițiile în care suntem 19 milioane de locuitori. Italia, cu circa 60 de milioane, are un prag de 3%. Deci cred că toate partidele ar trebui să fie mai responsabile și din această perspectivă. Din păcate, ceea ce vedem astăzi în România este o cartelizare politică în care două partide încearcă să domine întreaga scenă politică. Și asta nu este normal. Inclusiv folosind subvenții publice plătite din taxele bărbaților și femeilor din România. Subvenții asupra cărora planează foarte multe suspiciuni din perspectiva folosirii lor. Adică am vrea să vedem semnul publicitate pe toate emisiunile sau pe toate materialele de pe site-uri care sunt plătite din banii publici alocați prin lege partidelor politice. Este și asta o problemă care duce la un moment dat și la tema pe care am discutat-o astăzi aici. De asta spun, din punctul nostru de vedere al verzilor, există o criză a democrației astăzi în România. Există o criză și asta trebuie să,
să încercăm să o rezolvăm. Altfel, perspectivele sunt sumbre și din perspectiva afirmării vocii femeilor în România. Cred că din experiența mea, ca și femeie în politică, întâlnesc foarte mult următoarea idee. Ați vrut egalitate și vreți egalitate între femei și bărbați? Atunci de ce vreți discriminare pozitivă? De ce vreți lege unde să fie trecute niște procente? Dacă suntem egali, atunci haide să concurăm de la egal la egal. Și am văzut ideile astea apropo de cum facem ca celelalte partide care de fapt au majoritate în Parlament să poată să-i determinăm să adopte o astfel de lege. Unii se folosesc de această idee doar pentru a nu vota această lege. Alții chiar cred asta. Depinde fiecare fiecare și ce interese are, că până la urmă, așa cum spuneați mai devreme, nu e ușor să faci pe cineva să cedeze puterea. Și ca și femeie în politică primesc des această întrebare. Luptă-te de la egal la egal cu să fim toți în aceeași, să avem toți aceleași condiții și hai să vedem cine câștigă. Deci e o chestiune de percepție și de mentalitate.